Într-o postare pe Facebook, însoțită de această fotografie, vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din România, Bogdan Bănică, a povestit reîntâlnirea cu Ciprian Sfic, luptătorul SAS, care a fost grav rănit cu o sabie în cap iarna trecută. Intrând pe poarta mare în curtea îngrijită, l-am văzut. Era cu spatele sprijinit într-o cârjă metalică. Am intuit că e el, după statură, chiar dacă ultimele luni și-au pus amprenta vizibilă asupra sa. Când s-a întors cu privirea spre mine, vă mărturisesc, am rămas fără cuvinte, la propriu. Așa își începe sindicalistul povestea despre reîntâlnirea cu Ciprian Sfic, colegul său căruia medicii abia îi dădeau șanse de supraviețuire, însă pentru care cunoscuții și străinii s-au rugat să se refacă. Mă uitam în ochii lui și citeam viață. Exact, viață îi citeam în ochi și încredere și bucurie. Bucuria de a trăi, conștient fiind că a fost la un pas să dea noroc cu Sfântul Petru. În mesajul său, Bogdan Bănică amintește de mai multe ori că Ciprian întrerupea mereu discuția cu mulțumiri pentru cei care l-au ajutat, într-un fel sau altul, să se refacă, iar la despărțire a avut o rugăminte. Scrie tu că le mulțumesc din suflet tuturor. Te rog, nu uita. Polițistul de la Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava a fost rănit în dimineața zilei de 5 decembrie după ce a fost atacat cu o sabie în timpul unei percheziții care se desfășura la Rădăuți. Atacatorul său este Alexandru Huțuleac, care a mai fost arestat preventiv și pentru trafic de droguri.